Ieri a fost buna vestire și cumva a fost și reaua prevestire. Iar ne bagă ăștia la restricții. Bună dimineața și bine ați venit aici pe canalul meu, canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, unde ne regăsim în fiecare dimineață de luni până joi de la ora 10. Mulțumesc de subscriere, mulțumesc de share-uri, mulțumesc de comentarii, mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine și formăm o frumoasă comunitate. Ne apropiem de 6.000 de oameni, dar la ce folos? Că ăștia iară ne bagă la fel și fel de restricții în weekend. De la 8 seara nu mai putem ieși din casă, alea nașteri în iarna viitoare, și de la 6 să închid magazinele, până la 6 aia aglomerație. O să începem iar să completăm declarații, atunci când trebuie să ieșim, declarații pe propria răspundere. Cam ca acum un an. Știți filmul ăla cu Bill Murray, Ziua Cârtiței? Parcă retrăim aceleași momente ca în 2020, vorba doamnei Dăncilă, când credeam și noi că nu, o veni vaccinul, se mai relaxează treaba, lucrurile își reintră în firescul lor, în normal, normalul pe care o știam acum un an jumate, iar se întoarce lumea cu fundul în sus. Bună dimineața și bine v-am găsit, cafeaua nu-i de pe buymeacoffee.com/nicubendea, unde vă aștept pe voi când aveți timp. Cafeaua am făcut-o eu așa cum am putut, artizanal. Cred că și ceașca asta cu pötyögul roșii, cum zice soacra mea, am făcut-o eu într-un moment de liniște. Dar ceva trebuie să bem. Nu putem să o luăm cu tărie de acum de dimineața, deși am avea toate momentele. Bă, pe când credeam că ne relaxăm, că ne simțim bine, că ne declarații, restricții. Cât o mai dura asta? Să-mi scrieți la comentarii. Ce se întâmplă? Cine vrea? Ce vrea? Nu s-a adeptul, nu cred în teoriile constipației și nici în teoriile conspirației. Mă, dar ceva, ceva nu-i bine. Adică am vaccinat o bună parte a țării, spitalele sunt pline în continuare, să moare pe capete, e necaz mare. Și uitați-vă că, totuși, nu reușim să facem lumină în hățișul ăsta. Primăvara, domnule, uite că e mai gata martie și ajungem pe 1 aprilie, ziua păcălelilor. De fapt, și anul ăsta va fi anul păcălelilor. Și anul ăsta ne-au păcălit. Dar ne-a asigurat președintele Iohannis că anul acesta putem să mergem de Paște în biserici. De la 8 seara până la 2 dimineața. Adică să reușești să-ți aduci și lumina învierii acasă. Asta e veste bună, că putem să mergem de pași la înviere, să ne mai rugăm, să ne mai regăsim, să ne reculegem, fără atâtea restricții, poate atunci, că e un moment magic, un moment sfânt. Dar pe de altă parte, nu o să fie două învieri, ca anul trecut. Știți că Teodosie a insistat să-și facă el învierea lui pe persoană fizică. Nu știu, nu știu, nu știu. Cum zic artiștii, muzicienii, nu simt un vibe pozitiv în aer. Poate că e și vineri, poate că am și obosit. Ziceți voi în comentarii despre ce-i vorba. Era o vorba aia românească, totul merge ca pe roate. Acum nu mai merge nimic nici pe șine. Ați văzut de dimineață, angajații Metrorex s-au blocat în subteran, nu circulă niciun metrou în București. Nu circulă, nu știu ce au de împărțit, că acolo, eu știu că la metrou sunt salarii bune, cel puțin în pătura de deasupra. Aia care conduc metroul din București au și toate spațiile unde sunt buticuri și tarabe pe numele lor. Nu știu ce nu-i bine. Sper să coboare Klaus Iohannis în subteran, că ați văzut ce cizme are. A fost la împădurire la Dăbuleni, imediat, pac, 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 cârcotașii au făcut poză la geacă. Geacă de 430 de dolari, cizme de 900 de lei. Adică, dar omul are bani, nu? Acum în ce să investească? Are 6, 7, nici el nu știe câte case. Soția lucrează, e bugetar, are și dirigenție, adică spor de 10% la Brukenthal în Sibiu. Deci oamenii au bani. Cum nu au copii, pe ce să strice banii? Că eu văd că ai copii, știți, în Sohodol, unde m-am născut eu, Sohodol de Alba, de unde și Nicolae Furdoiancu. Acolo, în comunitatea aia de moți,
de moți, da? Vorbele se duceau repede. Și venea preotul satului, Popa, venea cu crucea și la moșul meu, la Nicolae, tot Nicolae îl chema pe moșul meu, pe tata lui tata, cu Lița. Și discutau ei, mai stătea, că odată pe an mergea preotul cu crucea la bunul și mai stăteau la povești. Și moșul, da, bunicul meu, tata lui tata, a avut 11 copii, niciun salar, trăiau din avere. Și discutau ei ce discutau și se plângeau și preotul comunii, Popa, avea vreo 2-3 copii și îi zicea la bunul, zice, la moșul, zice, măiculiță, ai copii, ai corne. Adică, înțeleg, deci atunci când ai copii, ai niște costuri, ai niște cheltuieri, ai niște, da? Dar președintele și familia sa, formată din două persoane, nu prea au bani de dat așa, de aruncat. Așa că își permis să se îmbrace frumos, să mănânce ce doresc de la protocolul statului sau nu știu de unde, familia prezidențială, în fine, nu-ți de arăta cu degetul. Adică, totuși, președintele țării trebuie să arate cumva. Adică nu poate să meargă, chiar dacă merge la împăduriri. Trebuie să aibă o ținută, trebuie să aibă o... Repede ori sărit că are cizme de 900 de lei. Păi, nu. Important ce este în cizme, nu? Acum ești curios dacă președintele și-a cizmele și coboară în metrou la cei care fac grevă. Sau tot doamna Șoșoacă o să-și ia lămpașul într-o mână și pe Miron Cosma în alta și o să zică, hai că vă rezolv eu și cu metrou. De aia zic, Doamne, mulțam, vorba lui Arpituieroc, Doamne, ție-ți mulțam că n-avem metrou la Cluj. Că vedeți ce se întâmplă. Fac o grevă, s-o bloca totul. Lasă, domnul Boc, lăsați, mai trageți 100 de blocuri cu 16 etaje decât să mai facem metrou. Că, pe când merge metrou mai bine, pun ăștia de o grevă și cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea, poate pe săptămâna viitoare, astăzi e cafea handmade, ca și ceașca. Meciul a fost bun aseară, cu Macedonia de Nord. Am bătut cu 3-2. Dar gândiți-vă că dacă era și Macedonia de Sud și Macedonia de Mijloc pe teren, nu scăpam. Nici măcar cu un egal. A mers bine până în minutul 80. Bă, Mirel Rădoi, așa cum o fi el, Mirel Rădoi, pe atac, a mers pe atac. A mers pe atac. N-avem apărare deloc, dar a mers pe atac. Până în minutul 80 și ceva, 2-0. Le-am băgat două boabe. Bă, dar și aia în două minute o regalat. No, ăla năcaz, nu știu, năcaz sau bucurie. Socra tremura în pat. Zic, ce faci? Ești bucuroasă? Tremuri de bucurie? Sau zice, mi-e frig, aprinde focul. A prins focul în martie. Nu vă spun când ne vine gazul. Dacă vă spun când ne vine gazul, nu donați cafele, găleți cu cafea. Și vine Ianis Hagi și dă un gol frumos. La 22 de ani, debut la națională cu gol, adică primul său gol, frumos. Deci dacă la 2-2 îl vedeam pe bancă, pe Mirel Rădoi cu fâșul lui pe care scria Timișoreana pe spate, îl vedeam ca pe un drojdier, așa îl vedeam la 2-2, bă, mai dau macedonienii un gol, e cu pufoaica aia ca un drojdier, pac, dă Ianis Hagi gol și deodată parcă s-a pogărât o lumină, mă. Nu degeaba suntem în postul Paștilor, Paștelui. Parcă așa, fără suporter, fără așa, ne-am încălzit un pic inimile. Cred că la 2-2 cârcota și se pregăteau din tastatură să scrie ceva, că și campania asta e la tată și nu știu, vine băiatul lui Hagi, ținta ironiilor, ținta contestatarilor și dă un gol frumos, 3-2. Frumos, bravo, 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 să reușească, să ne reușească campania asta, să ajungem la mondiale. Mâine e meci cu Ungaria la campionatul de tineret. Să bată și ei, să meargă mai departe, să se califice. Până la urmă, sportul ne-a adus cele mai mari bucurii naționale. Că politica, niciodată. Acum, nu o fiți și voi răi, nu fiți răi. Și eu vă mai aduc din când în când câte o bucurie aici pe canal, de luni până vineri, de la ora 10. Scuze de deranj, weekend plăcut și... Și ce să mai zic? Să trecem cu bine și peste această perioadă. De fiecare dată tot mai rostogolim bulgărele astea, mai rostogolim piatra bolovanul și vezi că tăcu oiștea de gardă. Eu care speram că se deschid terasele,
că ne vedem la show, la spectacole, că putem să dăm cinciu, că totul rămâne deocamdată în virtual. Dar să nu ne părăsească optimismul. Orice ar fi, românul se descurcă. Și cei care intră pe canal, românii, sunt și mai descurcăreți. Mulțumesc frumos, weekend plăcut, toate cele bune!